Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom prepara împreună mucenici moldovenești de dulce, pufoși, cu miere și nucă. Aceștia sunt delicioși fie că sunt însiropați sau nu. Noi vom pregăti astăzi ambele variante. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru aluatul de măcinici avem nevoie de 600 de grame de făină cernută în prealabil, făină tip 000 pentru cozonac, de 300 de mililitri de lapte cald, de nucă mărunțită, 50 de grame de zahăr, un ou, 10 grame de drojdie uscată sau 35 de grame de drojdie proaspătă, 5 grame de sare, 50 de grame de unt gras, de coajă de lămâie și coajă de portocală. Aveți rețeta aici sus cum puteți să o conservați și un plic de zahăr vanilat sau esență de vanilie. Pentru sirop, eu voi folosi astăzi 200 de grame de zahăr, 300 de mililitri de apă, o jumătate de lămâie cu tot cu coajă, lămâie bio, o păstaie de vanilie sau esență de vanilie. Pentru uns pe deasupra avem nevoie de un gălbenuș, o lingură cu lapte și 2-3 linguri cu miere. Un aspect foarte important pentru reușită este acela că toate componentele trebuie să fie la temperatura camerei. Pentru început, punem într-un bol laptele cald, nu fierbinte, peste care punem zahărul și drojdia, amestecăm puțin, apoi adăugăm 3 linguri de făină, pe care o încorporăm în amestec, și lăsăm deoparte pentru aproximativ 15-20 de minute să se activeze drojdia. Acest amestec a făcut bule, asta înseamnă că drojdia s-a activat. Acum adăugăm oul, zahărul vanilat sau esența de vanilie, coaja de portocală și cea de lămâie. Amestecăm câteva secunde. Apoi punem și untul topit călduț. Apoi adăugăm făina, punem și sarea, amestecăm la început cu o paletă, apoi cu mâinile. După ce avem totul încorporat, transferăm aluatul pe masa unsă cu puțin ulei și îl frământăm pentru aproximativ 5-10 minute. Eu folosesc și aici trucul acela în care lovesc aluatul de câteva ori de masă. Își va schimba rapid textura, astfel suntem siguri că va crește rapid și frumos. Textura aluatului este asemănătoare cu cea a celui de cozonac. La final, punem aluatul înapoi în bolul uns cu puțin ulei, acoperim cu folie alimentară și lăsăm la dospit pentru o oră. Între timp, pregătim siropul. Într-o crăticioară, pe foc mediu, punem apa, zahărul, jumătate de lămâie tăiată în două și păstaia de vanilie crestată. Lăsăm să fiarbă pentru aproximativ 3-4 minute. Dacă folosim esență de vanilie, o adăugăm la final, după ce închidem focul. După o oră, aluatul a crescut foarte, foarte frumos. Îl transferăm pe masa unsă cu ulei, îl modelăm în sul și îl împărțim în 8 părți egale dacă vrem mucenicii mai mari sau în 12 părți dacă îi vrem de mărime medie. Eu îi împart în 8. Modelăm în bile fiecare bucată apoi
apoi le învelim cu un prosop și lăsăm la crescut pentru aproximativ 10-15 minute. Este obligatorie această etapă pentru a putea modela foarte ușor aluatul și a forma cu ușurință mucenicii. Acum este momentul în care trebuie să dăm drumul la cuptor și îl fixăm la 180 de grade. Luăm fiecare bilă și cu ajutorul mâinilor rulăm înainte și înapoi, formând o baghetă subțire. Apoi modelăm în formă de 8, presând bine la îmbinare, pe care o ascundem pe mijloc dedesubt. Îi transferăm pe rând într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, cu distanță între ei. Îi acoperim și lăsăm din nou la crescut pentru 30 de minute. Bilele rămase le acoperim cu un prosop. Și după cele 30 de minute, mucenicii au crescut foarte, foarte frumos, îi ungem cu gălbenușul amestecat cu lingura de lapte. Și tava va merge la cuptor pentru 25 de minute la 180 de grade. Cât timp prima tură este la cuptor, modelăm și restul bilelor. Dacă vă plac împletiți, împărțiți fiecare bilă în două și din fiecare bucățică formăm baghete foarte subțiri pe care le răsucim una în jurul celeilalte, iar la final formăm cifra 8, adică mucenicul. Procedăm la fel și cu aceștia, îi lăsăm la crescut pentru 30 de minute. Între timp, prima tură de mucenici este gata, miroase foarte, foarte frumos, miroase a sărbătoare, îi scoatem din tavă și îi lăsăm la răcit. Ungem cu ou acum și cea de-a doua tură și o băgăm la cuptor pentru 25 de minute. După ce s-au copt și aceștia, îi lăsăm și pe ei la răcit. Acum eu voi face jumătate doar cu miere și nucă, iar cealaltă jumătate o voi însiropa. Foarte simplu, îi ungem cu miere pe toată suprafața și imediat presărăm cu nucă măcinată din belșug. Și astfel sunt gata. Pe ceilalți îi cufundăm pe rând pentru aproximativ un minut în sirop. Apoi îi punem pe un grătar pentru a se scurge surplusul. Putem să-i mai ungem la final cu puțină miere la suprafață sau nu,
deserăm și pe aceștia, nu că din belșug. Și sunt gata. Aceasta este propunerea de astăzi. Dacă v-a plăcut și vreți să mă susțineți, dați un like, share și subscribe. Lăsați-mi comentarii cu părerea voastră, cu noi idei de rețete, pentru că abia aștept să le citesc. Mă găsiți și pe Instagram, pe Facebook, pe Pinterest, tot mâncare cu savoare. Poftă bună, dragilor!